Adună din toate zonele, așa se spune, că adună electorat din toate zonele, o să vedem la vot cât adună, cât în adună. însă l-a propus pe Bolojan, premier. Astăzi a răspuns Ilie Bolojan, dar azi că nu vrea să comenteze ce a spus doamna Lasconi. Acum, voi pe ce vă bazați că veți ajunge voi în turul al doilea, fiind nu nici primul, nici al doilea partid al țării? De obicei intră partidele cu masă de electorat și de membrii de partid. Uitați, azi, noapte sau bine, în state, aseară, a dat un interviu candidata americană la președinție, Kamala Harris, și a spus că vrea să pună un republican în cabinetul ei, tocmai ca să arate că vrea să guverneze pentru toată țara. În sensul acesta, gestul Elena Lasconi, care ar spus că, bineînțeles că cineva ca domnul Bolojan, pe care îl apreciază pentru rezultatele lui, este calificat pe această poziție, mie mi se pare un gest care tocmai arată că este cu adevărat un președinte pentru oameni și un președinte care gândește dincolo de de mici. Normal că avem noi în, în USR ambiție, avem uh, mulți oameni calificați, mulți oameni uh, experimentați pentru această funcție, dar știm foarte bine că nu vom putea să guvernăm această țară uh, singură. Uh, și tocmai de aceea, cred că uh, Elena Lasconi, într-un mod uh, inteligent și fără orgoliu, a făcut un gest și cred că oamenii înțeleg, pentru că oamenii s-au săturat de politicieni care se luptă doar pentru propria gașcă, de politicieni care nu se gândesc la țară și tocmai de aceea, cum, cum ai spus, cumva această trecere la oameni, o are pentru că ne-am săturat de un președinte care de 10 ani se închide într-un palat, care nu iese afară, care nu se întâlnește cu cetățeni, care nu se interesează pentru ce se întâmplă în această țară. Și Elena Lasconi este uh, răspunsul la această frustrare a românilor. Avem nevoie de un președinte uh, care vrea să construiască poduri, avem nevoie de un președinte empatic și Elena Lasconi este acest președinte. Uh, hai să dăm un pic imaginele alea, că zâmbeam și nu, colegii mei din casca mea mă întrebau de ce zâmbesc aici. domne, dați un pic o fola cu Bolojan, care e și lângă Ciolacu și lângă Ciucă, l-a mai propus și Lasconi. Domnul Bolojan, ne pare rău pentru asta, deci nu se lasă oameni ăștia deci, tot, știți cum, toată lumea se duce, se așează lângă cei care au avut niște performanță în plan local. Eu acum l-am văzut pe Ciolacu că stă de vorbă și cu Nicușor, sau s-au apucat de ceva pe termoficare în București. Da, nu știu ce să zic de asta cu Nicu Șordan, că dacă mi-ar fi răspuns la telefon Nicu Șordan, i-aș fi spus că are o laștină, cred că vrea să crească niște hipopotami în parcul Herăstrău, în lacul Herăstrău, cred că vrea să crească că e om laștină verde acolo, nu știu dacă știi Nicu Șordan, te-am sunat, te-am că nu mi-ai răspuns, deci nu știu, poate ai răspuns la cel și a rămas telefonul ocupat stați de vorbă acum în continuare. Dar asta mie că rechinii imobiliar nu cred că cresc în ai acolo în lacul Herăstrău. Deci poate niște hipopotami ceva, nu știu ce vrea să crească acolo. Uh, o să mai mă întorc, mai am niște întrebări